toții știm că bărbaților le plac jucăriile și mai ales jucăriile scumpe. Și cu cât sunt mai costisitoare, cu atât mai bine. Există ceva anume la un avion sau un elicopter ce te face să uiți de absolut toate și să capeți o privire ca unui copil de 10 ani în dimineața de Crăciun. Motoare mari, butoane mai multe decât Apollo 11, elementele ce sucesc mințile oricărui bărbat. Poate vă întrebați de ce sunt îmbrăcat la costum. Poate vă întrebați de ce sunt îmbrăcat la costum pe un aerodrom. Ei bine, motivul este acesta. Prima mașină din lume care a avut în echipare airbag-uri, centuri de siguranță în 3 puncte, navigație prin satelit, a fost Mercedes S-Class. Întotdeauna germanii de la Mercedes au dorit și au reușit să arate că noul model S-Class are aceleași dotări pe care le veți găsi într-o mașină obișnuită, dar nu acum, peste 10 ani. Părerea noastră este că dacă Darth Vader ar avea în garaj o mașină, cam aceasta ar fi. Din orice unghi privești, va arăta la fel de bine. Fiecare linie a caroseriei oferă mașinii mai multă eleganță. Este mai mult decât o mașină. Este o întruchipare perfectă a eleganței și tehnologiei cu viitorul. Practic tot ce s-a inventat pentru o mașină în ziua de astăzi se află în interior. Iar dacă lipsește ceva, asta e din cauza că încă nu s-a inventat. La alte mașini, ai un buton pe consola centrală care operează meniul. La S-Class, faci ce vrei doar prin comandă vocală. Aproximativ tot ce poți atinge se poate regla electric. De fapt, are atât de multe gadgeturi încât a trebuit să chemăm o persoană care le știe pe toate, pentru că singuri ne-am fi întins prea mult la joacă. El este George Sacu și ne va explica în detaliu ce ne oferă această mașină. Salut, Mircea! Pentru mai multe detalii, l-am invitat pe George, care este specialistul din partea Mercedes. Da, aici avem un S-Class, este vârful de gamă al constructorului Mercedes-Benz și mai exact avem un S400 hibrid. Ce înseamnă hibrid? Hibrid pe această mașină înseamnă o combinație între un motor pe benzină de 3,5 litri V6, motor foarte puternic, și un motor electric. Ele merg în paralel și reușesc să scoată 300 de cai. Cum selectăm alternanța asta între motorul hibrid și motorul pe benzină? Ca multe alte sisteme de la Mercedes-Benz, mașina știe singură când să folosească mai mult motorul termic sau mai mult motorul electric. La ce e bun motorul electric? Motorul electric este foarte bun pentru că reușește să accelereze cu resursele electrice pe care le-a obținut pe frânare. Fără să consume combustibil foarte mult. Fără să consume foarte mult combustibil. Asta înseamnă că avem o reducere de combustibil la 100 de kilometri? De cel puțin 20%, în oraș chiar mai mult. Haideți să vedem mai mult în interior. Când intri în habitaclu, îți dai seama că nu este doar un simplu interior plin de butoane, ecrane, piele și lemn.
Da, are 4 scaune, un volan, ceasuri de bord, frână de mână și geamuri. Dar de fapt ai senzația că totul este făcut la comandă pentru tine, exact ca și un costum croit pe măsura ta până la ultimul detaliu. Fiecare material, fiecare cusătură, fiecare buton este perfect, iar la fiecare atingere cu ele parcă simți esența Mercedes cum trece prin tine. Aici avem arhitectura bordului, spatele volanului vezi toate instrumentele de drum. Foarte interesant este că ce vezi tu vitezometru acolo nu e un instrument analog, pentru că acela este un display care poate afișa, de exemplu, night vision, vederea pe timp de noapte. În centrul bordului avem display-ul sistemului comand, sistemul care controlează tot ce se întâmplă în mașină, în special pe multimedia, iar aici avem un mic joystick care controlează acest sistem. De exemplu, dacă treci pe comanda video, am intrat imediat în modul TV. Tot de aici poți comanda tot ce se întâmplă cu scaunele mașinii. Aici se vede, de exemplu, că poți să pornești funcția de masaj, cele 4 tipuri de masaj disponibile pentru fiecare din cei 4 pasageri ai mașinii. Bordul este foarte simplu, văd că este decorat cu un lemn de foarte bună calitate și volanul și bordul. Ce fel de lemn este? Aici avem un lemn de eucalipt închis la culoare, iar tot restul interiorului este îmbrăcat în piele Passion, este o piele foarte fină și avem aici un pachet care se numește Passion Exclusiv, pentru că absolut tot ce vezi la interior sau tot ce poți atinge este piele naturală. Piele naturală și eucalipt. Văd și butoanele acestea care sunt niște butoane retro, să zicem așa, designul vechi. Finisaj în aluminiu, da, ele controlează pe partea aceasta, controlează funcțiile climei. Iar aici avem reglajele pentru pozițiile scaunelor. Volanul este foarte ergonomic, toate sunt la îndemână, toate butoanele sunt la îndemână. Acest joystick central pentru sistemul comand. Da. Avem comenzi pentru telefonul mobil. Exact. Avem cele două camere video în față, da, pentru night vision. Avem una pentru sistemul de vedere pe timp de noapte, da, cea din centru, iar cea din stânga urmărește liniile care demarchează benzile de marcaj. Urmărește semnele de circulație, limitele de viteză, de exemplu. Și urmărește de asemenea traficul din sens opus pe timpul nopții pentru a ajusta faza lungă. Văd aici un sistem de recunoaștere a vocii umane. Deci eu pot să dau comenzi acestei mașini? Exact. Să trecem, de exemplu, pe radio. Avem aici un post. Dacă vei apăsa butonul acela, vei vedea o listă de comenzi vocale pe care le poți da. Next station. Și a schimbat imediat postul. Station Radio 3. Whole word entry not possible. Please spell the town name. Berlin. In most cases it is sufficient to spell the first letters. For example, LONDO. Please spell the town name. Pe lângă cele menționate, trebuie să vă spun că arată la fel de bine și static și în mers. Împodobește șoseaua mai elegant ca un inel cu diamante pe mâna unui fotomodel. Și ca un fotomodel arată bine și din față și din spate. Deci un sistem deosebit pe acest S400 este sistemul Distronic Plus. În ce constă acest sistem? Constă într-o serie de radare amplasate în fața mașinii, dar și în bara din spate, care reușesc să facă mai multe lucruri ce țin în primul rând de siguranță. De exemplu, reușesc să mențină distanța față de mașina din față, așa fel încât să avem un pilot automat adaptiv, pe măsură ce mașina din față încetinește, încetinește și mașina noastră. Dacă accelerează, accelerează și mașina noastră. Dacă trece pe o bandă liberă și nu mai e nimic în față, accelerează până la viteza dorită. Greu de crezut. M-am decis să testez acest sistem. Deci chiar simt cum se frânează mașina. Practic menține o distanță de aproximativ 10 metri, sunt ăștia, cam așa. Îmi face loc, el trece pe banda a doua, eu rămân pe banda întâi, mi-a eliberat practic banda și mașina începe să accelereze. Eu nu țin piciorul pe accelerație, practic nu o reglez decât din acest sistem.
practic rolul meu de șofer este numai acela de a ține mâinile pe volan și mai puțin picioarele pe pedale. Testele au arătat că într-un S-Class îți bate inima cu 5-6 bătăi mai puțin pe minut. Deci, dacă vă cumpărați așa ceva, veți trăi mai mult. Și trebuie să vă spun că la Mercedes există un sistem pre-safe brake. Asta înseamnă un sistem de frânare bruscă în momentul în care mașina simte că în fața mea se află un obiect cu care urmează posibil să am un impact. Indiferent cât de tare aș apăsa frâna, mașina calculează exact timpul necesar astfel încât să se încetinească fără a solicita foarte mult pasagerii și șoferul. Să zicem că luăm o mașină ca asta, dar nu hibrid, ci o Toyota Prius. Care dintre cele două credeți dumneavoastră că a primit certificatul oficialilor de la TÜV Germania? Nu ați ghicit. Este Mercedesul. Juriul a fost impresionat cât de etică a fost făcută, de volumul de material reciclat folosit pentru construcție și de cât de curat arde combustibil motorul. Și gândiți-vă că modelul testat de noi este hibrid. Morala? Vreți să salvați planeta? Cumpărați-vă S-Class! Trebuie să vă spun că acest Mercedes S400 are un sistem foarte interesant de a compensa mișcările șoferului în momentul când luăm curbe, stânga sau dreapta. Este un dispozitiv prevăzut în scaune care îmi compensează practic aplecarea mea către zona internă a unghiului în care se desfășoară forța centrifugă. Deci dacă iau o curbă către partea stângă, scaunul practic mă împinge înapoi către dreapta, astfel încât poziția mea să rămână mereu verticală. Pur și simplu ne-a uimit. Din punct de vedere al designului, al finisajelor și al liniilor elegante, are toate plusurile. Singurul lucru este că dacă vrei să ai parte de toate gadgeturile, de zecile de metri de piele interioară, un trunchi de copac tăiat și transformat în elemente ornamentale, trebuie să îți permiți să o întreții. Vedeți voi? Această mașină este mașina preferată a liderilor, vedetelor sau bogaților din întreaga lume. 80% dintre guvernanții lumii dețin un S-Class. Deci, dacă te numeri printre cei menționați, răspunsul nostru este un mare da!